Salutare tuturor! Ajungem și la al treilea trend pe care trebuie să-l știți dacă vreți să știți cum să faceți bani la bursă și cum să vă protejați de situațiile alea în care nimeni nu vrea să ajungă, în care cumpără prea sus și după aia stă cu frica sau vinde de frică pentru că crede că a făcut un deal prost. Dar nu există așa ceva la bursă. Astăzi vom vorbi despre trendul consolidat. Ați învățat despre trenduri ascendente, ați învățat despre trenduri descendente, dar trebuie să știți despre trenduri consolidate, pentru că chiar am fost într-unul când vine vorba de Tesla. Și dacă ne uităm la Tesla, plecând, dacă vă amintiți, în septembrie atinsese un punct maxim extraordinar, a avut un trend ascendent incredibil, nimănui nu-i venea să creadă ce se întâmplă cu această companie. Dar a atins maximul său în septembrie, în jur de 1 septembrie, după split. Splitul care a împărțit o acțiune Tesla care ajunsese la $2500 în 5 acțiuni. Valoarea s-a păstrat, numai că tu dintr-o acțiune dacă aveai înainte, aveai după aceea 5. Și ce s-a întâmplat atunci? A intrat într-un trend de consolidare. Trendul de consolidare nici nu urcă, nici nu coboară. Bine, practic face lucrul ăsta, dar își păstrează o zonă. Și acest lucru este foarte ușor de determinat folosind tot liniile de trend. Însă de data asta nu folosim linii de trend pe care le găsim și scrie aici pe Trading 212 linie de trend, folosim linii orizontale. Pentru că liniile orizontale le stabilim și tot așa unim punctele care nouă ni se par că determină punctul de rezistență atunci când vorbim de partea de sus și punctul de suport atunci când vorbim de partea de jos. Vedem că pe Tesla, pe exemplu de pe ecran, noi am reușit să formăm un punct de suport stabil, puteam să zic așa să fie de încredere și acesta era în jur de 375-78 și o linie de rezistență care încă nu era clară, pentru că așa cum am menționat, o linie de trend se formează după ce atinge acel punct de 3 ori. Însă era destul de evidentă, să zic așa, pentru că nu am mai atins-o niciodată. Puteam chiar să zicem că linia de rezistență era undeva la 461, pentru că aici, dacă ne uităm, dacă am mai setat acum o linie orizontală pe aici, vedem că o lovește de 3 ori. Primul rând o lovește aici, pe 14 septembrie, mai lovește încă o dată pe 12, se apropie pe 5 noiembrie și vedem că o sparge pe pe 16 noiembrie. Și am mai vorbit de spargerea acestor linii de trend, însă numai că eu consider că aceea nu a fost o linie de trend reală. O consider ca fiind o linie reală, aceea care se apropie de maximul său din septembrie. Și eu mi-am setat linia de trend ca fiind în jur de 500. Am setat-o ca 507. Ce trebuie să știm la un trend de consolidare? Se situează între aceste linii, între suport și rezistență, numai că pe o direcție orizontală. Nu mai are o direcție verticală, sus sau în jos. Tot așa, cum am zis și la celelalte linii de trend, ne ajută aceste linii de trend de suport și de rezistență și a cunoaște ce înseamnă un trend, ne ajută să știm când să cumpărăm. Cumpărăm cât mai aproape de suport, vindem cât mai aproape de rezistență, în cazul în care facem day trading. Dacă nu facem day trading, tot ne ajută puțin să prindem niște poziții mai bune. Ok, pe noi nu ne interesează să vindem într-o lună, 2, 3, 5, ne interesează să ținem 5, 10, 20 de ani, vrem să cumpărăm cu $100, să vindem cu 10.000, e cazul cel mai fericit. Dar e bine să mai faci așa un mic 1, 2, 3%, cel puțin pe termen scurt, să te simți tu bine, să vezi că stai numai pe verde dacă cunoști trendurile. Pentru că dacă știi unde sunt liniile de suport și de rezistență, vei ști să cumperi cât mai aproape de suport. Nu cumperi niciodată înainte să lovească linia de suport. Așa cum am menționat și anterior, trebuie să cumperi mereu după ce face acel bounce de pe linia de suport. O atinge, ies în jurul ei, dar începe revenirea. După ce a început revenirea, creșterea, atunci cumperi. Și faci lucrul ăsta pentru că este posibil să fie spartă o linie de suport sau de rezistență. Vedem în cazul Tesla că aici, din punctul meu de vedere, așa cum am zis că eu am setat linia de rezistență la 502, nu a fost spartă cu adevărat, pentru că a atins-o de acord, a ajuns pe la un 507, numai că nu a reușit să treacă de ea, să se mențină și să urce. De regulă, când o linie de trend, fie că este de rezistență sau de suport, se sparge, trendul respectiv continuă. Dacă ar fi spartă linia de rezistență, trendul de creștere trebuie să continue. Nu trebuia să se oprească, nu trebuia ca a doua zi să fie o lumânare bearish, o lumânare roșie. Trebuia să fie tot verde, să tot urce. Oarecum, cum vedem și aici, a început să urce. Până când acea linie de rezistență nu e spartă cu adevărat, niciodată să nu vă gândiți să vindeți. Cum este acum, din punctul meu de vedere, pentru că arată că fie că o va sparge, fie că va rămâne în poziția de consolidare. Eu, de exemplu, am hotărât să mai cumpăr puțin Tesla pentru că mă gândesc că o să o spargă. La un punct o să o spargă. Nu știu când, oricum o privesc pe termen lung, chiar dacă am cumpărat-o și acum nu reușește să treacă de linia de rezistență și stă într-o poziție consolidată, nu am ce pierde, că pe termen lung tot câștig. Oricum aveam alte poziții securizate mai jos, mult mai jos, media mea este tot una pozitivă, tot cred că am vreo 20-25% profit. Dar, dacă tot așa, ca la suport, niciodată nu vindeți dacă nu face bounce back de pe rezistență. În momentul de față are o tendință să facă un bounce back, dar nu e clar. Eu aș mai aștepta, pentru că, având în vedere informațiile pe care le-am primit despre Tesla, ne arată că s-ar putea ca Tesla să explodeze în preț pentru că o să intre în S&P. Așadar, aveți în vedere că, așa cum am zis și la liniile de trend, la un trend descendent și la un trend ascendent, vă ghidați după linia de rezistență și linia de suport. Acestea nu sunt, nu știu, legi pe care voi vi le setați, sunt linii de ghidaj. Nu o să fie mereu, nu o să aibă mereu dreptate, cum vedem aici, pe 23/9 s-a dus mult mai mult în jos când a ajuns la 330, dacă nu mă înșel. Deci linia de suport poate să fie spartă. La fel și aici, linia de trend, dacă ne-am fi ghidat după trendul anterior, putea să fie spartă, linia de rezistență. Așa că vă folosiți de toți indicatorii, tot ce avem, noi folosim în avantajul nostru ca să ne aștept să luăm o decizie mult mai calculată. Numai că niciodată nu ai cum să prezici ce se întâmplă la bursă. Poți să zici că se poate întâmpla să ai dreptate de câteva ori, se poate întâmpla și în același timp să nu ai. Așa că nu lua ca literă de lege orice indicator folosești, orice linie de trend, orice informație pe care o vezi. Au fost cazuri în care oamenii au mers pe ideea, nu știu, a apărut o știre care arată, uite cum e acum cu S&P-ul. A apărut știrea asta despre Tesla că o să intre în S&P și gata, toți au luat o razna, dar totuși se pare că s-au oprit undeva. Și trebuie să vedem ce se va întâmpla mai departe. Nu fiți iraționali, încercați să vă folosiți de ce informații aveți în avantajul vostru, nu lăsați informația să dictați voi. Așa și cu indicatorii și cu linii de trend și cu absolut orice. E bine să le știți, este foarte important să le știți pentru că veți ști să cumpărați în punctul ăsta mai mic decât să cumpărați aici sus. În același timp, dacă linia de rezistență este spartă, să știți că de regulă o linie de rezistență devine o linie de suport pentru viitor. Similar cu o linie de suport dacă este spartă, de regulă o linie de suport când este spartă devine o linie de rezistență. Nu e o lege, de multe ori s-a întâmplat, e bine să aveți în vedere lucrul ăsta. Dacă știți toate lucrurile astea, știți să analizați un grafic candlestick chart, știți ce este o linie de suport, o linie de rezistență, știți ce este un trend ascendent, un trend descendent și un trend de consolidare, vă aflați pe drumul cel bun pentru a face cât mai ușor bani la bursă. Sunt lucruri pe care obligatoriu să le știți. În principiu, dacă vreți să vă maximizați profiturile, dacă vreți să mergeți long term, nu o să se întâmple nimic dacă nu le știți. Dar sunt bune. Vă va da un extra față de acel alt investitor care nu le știe. O să vedeți că o să aveți poate 50% în timp mai mult decât acei investitori care nu știu ce sunt aceste informații. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe pentru că mă ajută enorm și în felul ăsta răspândim informația și toată lumea o să afle și o să fie mai educată în a investi la bursă și o să facă și mai mulți bani pentru că noi suntem o comunitate, vrem să facem și noi bani, nu ne uităm la vecinul de peste gard și zicem s-a făcut mai mult ca mine. Nu. Ne ajutăm unul pe altul pentru că așa trebuie să gândim și așa o să ne maximizăm profiturile. Și ne vedem ca de obicei în următorul video.